Direct avocatului Cristian Băureanu a depus o contestație după ce fostul deputat a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Băureanu a fost audiat timp de 8 ore după ce a lovit un polițist și a prins mâna în ușa mașinii. În timpul audierilor, politicianul a invocat stări de amnezie și a acuzat pe agenții de la rutieră că l-au agresat. Spune chiar că ar avea maxilarul fisurat și 7 dinți afectați. De ce ați lovit polițistul de la brigada rutieră? V-ați crezut mai presus de lege? Aici, pe aici. În niciun caz. Ce s-a întâmplat? O să vedeți probele și dânsul a fost cel care m-a împins primul pe mine. Dumneavoastră l-ați înjurat? M-a înjurat. De ce v-ați înjurat? Nu, a declarat inclusiv șeful de misiune că niciodată nu am înjurat pe niciunul din cei de acolo. Cine a început? Judecătoria sectorului 1 a decis ca fostul parlamentar să fie arestat preventiv. El a fost scos încătușat din sediul instanței și urcat într-o mașină de poliție care l-a dus în arestul central. Cristian Băureanu a fost arestat după ce a insultat și a lovit un polițist. Incidentul a avut loc în centrul capitalei. Băureanu s-a enervat când oamenii legii l-au oprit pe șoferul său la un control de rutină pe Bulevardul Aviatorilor. Fostul parlamentar s-a dat jos din mașină și s-a luat la ceartă cu polițiștii. Filmează-l pe prostul ăla. Filmează-l. Pentru că nu se liniștea, Cristian Băureanu a fost încătușat, urcat în mașina poliției și dus la secție. Potrivit unor surse, fostul deputat nu a fost audiat pentru că a adormit. A spus apoi că este rău și a fost transportat la spitalul Floreasca. Tot la spital a ajuns și un polițist cu degetul fracturat. Imagini pe care se vede clar cum lovește polițistul. Am și o imagine că polițistul trăgea de noi. Polițistul lovit de Cristian Băureanu este considerat un erou printre colegi și nu numai. La sfârșitul anului trecut a escortat la spitalul Filantropia o femeie însărcinată, care intrase în travaliu în timp ce se afla în trafic. Bebelușul n-a mai avut răbdare și a venit pe lume în mașină, asistat de agenții de la rutieră. Da, un mic gest din partea mea, din partea poliției, fața umană a Ministerului de Interne. Cristian Băureanu este recunoscut pentru accesele de furie. Fosta soție îl acuză că a bătut-o de nenumărate ori. Băureanu s-a bătut în club cu ospătarii și a înjurat copilul ca la ușa cortului în plină stradă și a făcut scandal pe oriunde a fost, inclusiv în Parlament. Și pe mine mă doare băga mea și p***a de viață că m-am săturat. O să ții minte, o să fii traumatizată toată viața. Asta e mâncața, să... Pentru incidentul de acum, el ar putea fi condamnat la închisoare de la 6 luni la 6 ani, pedeapsa pentru ultraj.